Ce ați căutat la casa ministrului Buzu? Și am cătat și la Țuțu, când și-au făcut casă în parc la Grenoble și umblam prin parc și arătam casa unui ministru care nu are niciun document și mai sunt niște contrabandiști pe acolo, care era încă pe timpul de prosperitate a Partidului Democrat și a lui Plahotniuc. Vreau să le arăt ipocrizia ministrilor din guvernul Sandu, care ne învață pe noi la televizor cum trăim cu 2000 de lei, cu 1000 și jumate în general, și cum ei trăiesc în casă de sute de metri pătrați, care nici habar n-ai cât, acolo trebuie un program special ca să-i măsurăm casa cu rulet, ca să vedem, are 300-500 de metri, pentru că oficial în acte are 261 de metri, plus garajul 39, vă 300 de metri pătrați, așa cum am estimat încă într-un etaj. Dacă sincer, a fost o chestie de pur întâmplător. Nu puteți să căutați teoria ale conspirației. Unul din băieții noștri din echipă, Vladimir Ursu, care urma să candideze la funcția de primar în Ratuș și care după epizodul cu ministrul și cu casa lui și cu scandalul, a dispărut de pe radare. Nici nu mai răspunde la telefon. Probabil ăștia s-au dus să-l gâtui pe Vladimir, trebuie să-l caută încă să văd unde-i. Cât de și ne-a arătat unde trăiește Buzu, că eu, de exemplu, nu știam. Eu am mers acolo ca să documentez mai multe ilegalități făcute în satul lui Andrei Spânu. Pentru că toți ministrii ăștia trăiesc într-o măhală. Și Efros, și Buzu, și Dominatul Spânu, toți trăiesc într-o măhală, băieți. Și mai au ei niște de ăștia subalterni mai mici, care au funcții mai mici prin Republica asta. Și chiar am vrut să întreb. Și din Ratuș, la Drăsliceni, cei care știu satele astea, două sate vecine cu o singură primărie, pe malul Iazului, Vladimir îmi spune că o schia că asta e casa lui Buzu. Zic, care poftim, ia stai, Iuleac, oprește. Și am făcut un cerc împrejurul casă. Dacă nu ieșe femeia lui Buzu, nici nu mă credea nimeni în societate că e casa lui Buzu. Documente, nu documentele pe mama, pe tata, cine se creadă că acolo e casa ministrului? Mai ales că nu făcusem investigații, jurnaliști, cum fac ăștia să șerim actele de la cadastru. Bine, dar și dacă nu ieșea soția, să-mi spună că da, e casa noastră, noi am împrumutat bani, dar și noi nu avem voie să avem o casă de câteva sute de mii de euro. După care iese ziarul de gardă și face o investigație întreagă și arată că terenul este extravilan, că e destinație agro-agricolă, că acolo trebuie să fie un depozit cereale. Mai scurt, acolo e pachet pentru demisia unui ministru. Pachet complet, așa, cu subiect predicat. Și faptul că băietul ăsta a făcut o declarație falsă, prin care spune că are drept de abitație verbal și aici nu există ca și document, înseamnă că omul ăsta, când spune în alt interviu Alexei Buzu că el e obligat de fișă să fie paranoic, el înseamnă că cu adevărat e paranoic, pentru că un om care și-a făcut casă pe terenul tatălui, și asta e documentat, și spune că eu mi-am dat voie mie verbal să trăiesc în casa mea. Asta trebuie să înțeleagă societatea. Băi, eu n-am probleme cu casa lui Buzu și cu nicio casă a nimănui. Fiecare ministru care are un venit oficial poate să aibă o casă, un apartament, nu e o problemă. Dar e problemă când te mint în față și spun că nu e casa mea, dar e casa lui. Și tata lui a ieșit și a spus că, ce să vă spun, e terenul nostru, luat de mulți ani, dar Alexei și-a făcut o casă și nu are drept copilul să facă casă. Ba da, are dreptul copilul, dar lasă un indici că e a lui. Ieri am primit cerere prealabilă de la Buzu, mă cheamă judecată. Chiar vreau să ne judecăm și o să o invit pe soții să facă declarații și pe tata lui Buzu și să ne spună Buzu în instanță, că am pentru și m-a chemat în instanță și să-mi demonstreze și prejudicii ce are de la mine. Că trăiește în casa lui și-a dat voie singur să trăiască în casa lui, domnul Buzu. Că nu te-o dat afară, e clar că Spânul, tu ești cu mătru cu Spânul, nu o să te dai afară, e clar că nu o să te dai afară. Recean nu o să te dai afară, că el singur vrea să plece din funcție și nu-i dau voie nebunii ăștia și îl țin static la guvern. Dar nu vă faceți de rușine, mă, dacă ați călcat pe un băligar, recunoașteți, mă, ștergeți pantofii, du-te la râu, la băltoac, că ești malul Iazul, spală-ți papușii de băligar și mergi mai departe dacă voi nu vreți să răspundeți conform normilor europene. Pentru că și spuneți voi, voi aduceți echipa Europa acasă, nu? Dacă spunea, cum spunea ministrul agriculturii despre altcineva, eu pot să-i spun despre Buzu și ei spune bolea despre alții. Voi trebuie să vă dați demisia de onoare, pentru că voi sunteți echipa Europa. Dar voi vă bateți joc de noi și încă voi sunteți supărați și ne dați în judecată. Bun, eu sunt de prins, am 40 dosare. O să mai merg la un dosar, dar o să vă văd cum o să vă prezentați. Bun, asta e legat de Buzu. Nu vreau să intru în detalii, că e o chestie rușinoasă. Ei îl arătau cu degetul pe Dodon, că o scris casa lui Dodon pe măsa lui Dodon. Și făceau din asta tam-tam, buliu. Unii presa galbenă, am să fac tam-tam din cazul lui Buzu, care trăiește în casa lui scris pe tațul. Unde-i presa? Aia e standarde duble. Iar că asta e standard dublu.
Când unul îi spate, dar unul nu îi spate. Că e în guvernare sau e în opoziție. Am și Dodon trebuie să îmbli cu camera prin prejurul casei la Buzu și spune: ia uitați-vă, ia uitați-vă, că nu numai eu să cu casa scris pe mama. Și Buzu tot așa e. Așa ar trebui să fie corect. Bine, dar dumneavoastră cunoșteați din start că figurează în actele de la primărie ca... Cum ați aflat? Eu după ce am filmat casa lui, după ce am vorbit cu soția lui, am intrat în mașină înapoi la colegul ăsta Vladimir și colegul meu Victor Pogolșa, care candidează astăzi la Colonița la primărie, eu l-am rugat, zic, ia vezi în declarația de avere, o scris casa lui Buzu, că dacă nu vorbea soția, nici habar n-avem. Zic, am filmat-o, las-o să fie pentru arhivă, vreodată îmi va trebui. Ca mulți filme pentru arhivă. Și ăsta se uite, spune, băi, Vasile, el nu are nicio nibombie, el nu are nici apartament, el nu are nici casă, el nu are nimic, el are un drept de abitație și e o prostie, se vede că omul nu-i jurist, dar în schimb un om care nu are casă, nu are masă, nu are nimic, își cumpără mașină în 2021 nou din salon. Bă, eu tot îi văd la moldoveni, asta e o chestie normală, că n-ai casă, dar îți cumperi mașină pe datorie. Zic că Buzu înseamnă că e din categorie și ea, care nu are casă, dar și asta mi s-a părut suspect. Și eu am făcut apel public, în filmul meu l-am făcut public apelul, să ne spună presa, să ne spună guvernarea, să ne spună oamenii buni, Maia Sandu, care l-au adus pe Buzu cu Andrei Spână, să ne spună cât adevăr este în declarația mea și în declarația soției și în declarația de avere. Eu, în general, mă gândeam, într-un stat normal, pentru un fals în acte publici, pentru declarația de avere și interese, e un act semnat pe proprie răspundere, pentru declarații false, CNA-ul trebuia să descindă, să-i facă dosar penal și să-l întrebi, domnule, dar de ce dracu ai făcut declarații false? Nu, de ce ai făcut? Pentru că tu ești ministru. CNA-ul și se ocupă? Nireasa asta de la Procuratura Anticorupție, care spune că dacă nu merg reformele, pleacă înapoi în Statele Unite, eu zic, de mult trebuie să pleci. Și mă uit la două zile, Iulian Rusu ies să-și ridică mâinile în fața mafiei și o zic că eu plec aici, na. E sigur, Iulian trebuie să-l interogheze pe Buzu. Cum dracu ai ajuns, trăiești în casă? Care-i scris pe tatu. Așa e corect, așa e normal, n-am nicio problemă. Că la mine au venit acasă la ora 6 dimineață cu mascații să mă scutură pe mine și pe familia mea, că eu sunt mare boier și mare bandit din Durlești. Dar la Buzu de ce nu au venit? Înseamnă că o să vină și ei alți după Buzu.